Creșterea economică record nu arată la fel de bine atunci când o punem pe hârtie, consideră analiștii financiari. Aceștia se așteaptă la o inflație mai mare, dobânzi în creștere și un leu mai slab în fața euro. Importăm mai mult decât exportăm și atunci, practic, o inflație de pe piețele din care importăm se va translata imediat în creșteri de preț în România și în devalorizarea în continuare a cursului de schimb. Ratele la creditele în lei au crescut cu aproximativ 20% de anul trecut și până acum din cauza majorării indicelui ROBOR. O creștere cu încă un punct procentual ar duce la cheltuieli suplimentare de câteva sute de lei pe lună pentru datornicii cu credite. Dacă ar crește gradul de îndatorare cu încă 10 puncte procentuale, înseamnă că deja peste 80% din venitul disponibil al familiei se duce pe ratele la credit. Asta înseamnă o supraîndatorare a populației și crește riscul de neplată a creditelor în lei. Cei mai afectați ar fi românii cu credite ipotecare în lei, avertisment dat autorităților române săptămâna trecută și de reprezentanții FMI. Risks to financial stability are rising. One is fairly high exposure of banks to the Romanian government through its large holding of government debts. The banks also have a high exposure to the real estate sector through the recent rapid increase in mortgage loans. 8 din 10 locuințe cumpărate prin credit ipotecar au fost luate prin programul Prima Casă în 2017.